Da. Deci cum stăteam eu așa și așteptam Wonder Woman 1984 sau Wonder Woman 2 să apară, să putem să-l vedem și noi poate azi, poate nu știu când, a apărut Soul. Și eram gen, da, chiar, trebuia să apară Soul. Văzusem un trailer mai de mult Disney, animație Disney / Pixar, că na, Disney ia tot acum. Și am zis, ok, bineînțeles, animație Disney Pixar. Până acum majoritatea au fost foarte mișto și din când în când vine unul ca Soul, care este wow, care ți aduce aminte, care, mă rog, prin care Disney sau Pixar sau amândouă, știi, ne spun, bă, suntem așa mari pentru că totuși e un motiv acolo și unele animații, de fapt, mai mult animațiile sunt acel motiv. Cum este, deci Soul este clasic Disney, te lovește în suflet, combinația perfectă, echilibrată pentru adulți și copii, perfect, aș zice poate mai mult pentru adulți, adică am simțit tot filmul, nu mai țineam minte cu ce e, nu, știam ceva cu muzică și mă gândeam, ok, o să fie frumos, dar depinde de starea fiecăruia, depinde de gusturile fiecăruia, depinde și de mult, cât de mult, cât de emoționant îl fac, cât de mult, nu știu, te regăsești tu personal în film sau în povestea aia, știi? Gen, contează, da, nu, contează foarte mult și contează și cum vezi filmul, când vezi filmul. Deci, pe bune, uitați-vă la filmul ăsta și atât, fără distrageri, fără alte chestii, voi și filmul. Pentru că eu, cel puțin, am avut o experiență foarte mișto. Am râs un pic, am plâns destul de mult, poate mai mult decât trebuia. E un colaj în ăsta, un montaj, o dată de scene la un moment dat, spre sfârșit, aproape de sfârșit, care m-a distrus, deci m-a atins perfect. E frumos, e trist, emoționant, n-am cum să zic altfel. Povestea e foarte bună, foarte emoționantă, deloc, nu știu, nu sunt deloc chestii prea ridicole, prea pentru copii, prea, nu știu, de dragul de a fi amuzant sau nu știu ce, nu, nu. Și arată extraordinar, adică Disney Pixar, da, ne-am obișnuit ca, sau ne așteptăm acum când vezi obiecte sau chestii, cum era, cum a fost în Frozen 2, când vedeai apa aia, marea, valurile și erai gen, frate, dacă nu animau pe aia să fie special animată, dacă nu făceau special să-ți dai seama că e animație, nu, obiectele și natura și chestii de-astea, nu, sunt perfecte, nu-ți dai seama că sunt animate, deci am ajuns în punctul în care pur și simplu când îți arăta un saxofon de aproape, arăta o chestie din aia de la tei care, sau de la, nu știu ce pom, face niște chestii care se învârt așa când cad, se rotesc ca un elicopter când cad așa, perfect, frate, perfect. M-am uitat să văd cine l-a scris și regizat și se înțelege pentru că tipul a scris și regizat Monsters Inc., primul Monsters Inc., care a fost foarte mișto, dar după aia Up, a scris și regizat Up, a scris și regizat Inside Out, foarte bun și ăla, și Up, adică numai primele 10 minute alea și te distruge. Și a scris scenariul sau povestea originală, așa scrie cel puțin pe IMDb, Wall-E. Și Wall-E. Dacă v-a plăcut măcar unul din alea, uitați-vă cu încredere la Soul și așa cum v-am spus, nu așa din când în când, un pic acum, astea cam 10 minute până plec și după aia mai văd o dată, mă reiau și nu știu ce, nu, așezați-vă, aveți o oră și 40 de minute, uitați-vă la Soul pentru că poate o să aveți o experiență foarte mișto cum am avut eu, cum am avut cu Up și cu Inside Out și cu nu știu ce, dar n-am mai avut de mult, în ultimul timp n-am mai avut așa. Bine, ok, am plâns de, mi-au sărit capacele la Grave of the Fireflies, la anime, dar acolo a fost incredibil de trist, adică super sumbru și dark, mamă, frate, dar, nu, aici a fost un plâns din ăla de te-a atins. Nu mi-am dat seama cine sunt vocile principale și m-am uitat după aia și wow, deci nu mi-a venit să cred că nu l-am recunoscut pe Jamie Foxx și pe Tina Fey deloc. Am crezut că este un adolescent, o fată adolescentă care face vocea unui personaj principal, mă rog, unul e. Și Jamie Foxx la fel nu l-am recunoscut. E și Graham Norton, care are emisiunea aia TV, nu știu ce, mă mai aud din când în când. E mișto. Nu o să vă zic despre ce e vorba, pentru că, nu știu, eu nu mai țineam minte. M-a luat total prin surprindere, adică e super original.
se întâmplă vreo trei chestii la care nu te aștepți, adică ia întorsături din astea de 180 de grade și eram gen, wow, ce mișto e faza asta, hai să vedem unde duce. Mamă, ce mișto, au făcut aia, wow, au făcut asta acum. Mamă, acum să duc încolo, ok, știi, și no, și e foarte mișto, adică la sfârșit e perfect, e gen exact, nu e exact la ce mă așteptam, adică la un moment dat mă așteptam la ceva și după aia schimbă, cum am zis, și gen ok, hai că uite mă aștept la aia, a fost bine, adică părțile alea au fost făcute foarte bine, știi, și după aia iar schimbă și gen ok, îmi place și partea asta, hai să vedem. A fost foarte bună și asta până a schimbat din nou, oh, și asta e foarte bună și se termină foarte bine. Deci nu cred că are sens, orice aș spune ar cam fi spoiler, pentru că filmul într-adevăr merită nota 10. Original. Arată extraordinar, muzica foarte bună și soundtrack-ul foarte bună și soundtrack-ul și muzica din film, melodiile foarte bun, vocile, mă rog, actorii, nu știu ce, ok, da, ca de obicei, extraordinar, extraordinar, nu îi recunoști, nu sunt perfect, se aud perfect, se vede perfect, se potrivește perfect. Scena aia de la sfârșit, wow, colajul ăla de scene când realizează un personaj ceva, spre sfârșit m-a distrus, a fost exact ce vreau eu de la un film. Unele, normal. Cred că mai urmează Wonder Woman 2 sau 1984 și după aia top 10 și cele mai bune și top 20 probabil cele mai proaste pe 2020 spre sfârșitul anului. Depinde dacă mai apare ceva sau ceva. Seriale nu cred că mai am timp să mă uit. Am ratat câteva probabil bune. Asta e, o să vorbim atunci. Deci clopoțel, subscribe, abonare, join pentru membrii, totul, descriere, Twitch. O să urmeze și câteva live-uri, încerc, pe Twitch, probabil zilele următoare. Deci intrați pe Twitch, pentru că acolo o să fac live-urile de acum încolo. Vizionare foarte plăcută la Soul. Pupa da pa, da pa da pa.